firea soarelui se știe. Cerul a muncit o veșnicie. Noi muncim de-ntocmai Neamănescu, Neamănescu Domnului Eminescu, Domnul cel de pasăre măiastră, Domnul cel de nemurirea noastră. Și continuă să mă însoțească poezia sa, marele poezie, care ne unește atât de mult pe toți acei care vorbim o limbă, care avem aceeași strămoș. Primiți din partea noastră a cernăușilor și a Ținutului Hetva, pentru că avem aici și domnul vicepreședinte al Consiliului Renau Hertha, domnul Constantin Tănaș, adică toată omul care este vicepreședinte Asociației Gheorghe Asache, Fundației Gheorghe Asache din Hertha. Vierul pentru noi rămâne, pentru românii din Nordul Bucovinii, din Ținutul Hertha, acel izvor de apă vie alături de Eminescu, care ne-a salvat de multe ori de acea vreaja în străinării care în fiecare zi poate ne încearcă forțele sufletului. Dar atunci când o citim, citim o poezie a marelui Vieru, când ascultăm un cântec de versurile Măriei sale, această ceață dispare din multe inimi de români. Încă o dată vă spun, bine v-am găsit și mă închid în fața acestui loc. Te mulțumesc organizatorilor că ne-ați invitat. Vă mulțumim mult și tot din Ținutul Hertha oferim cuvântul domnului Vasile Adăscălițe, preșa Sarabie. Nu m-a prezentat de greșit colega noastră, pentru că Ținutul Hertha a fost parte a districtului Dorohoiului. Știe ce știe. Din partea iniciativa văd că este susținută frumos de către
președintele Raiul și autoritățile locale. De aceea doresc să mulțumesc celor prezenți aici, în primul rând autorităților, pentru că fiind noi astăzi prezenți aici, de fapt, suntem astăzi cu toții în slujba limbii române. În 1835, Cogălnișanu, în primul său curs de istorie a românilor de la Academia Mihăileană, spunea foarte frumos: eu înțeleg prin patria română toată așa mare întindere de pământ unde se vorbește și se cântă românește. Se vorbește și se cântă românește astăzi aici, datorită lui Grigore Vieru. Mă închid în fața memoriei prietenului meu. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc sănătate. În cuvântul Costel Românescu, primar de Pălzimiș, județul Botoșani, România. Vă spunem bună ziua, în primul rând. Bună ziua la tuturor, domnule președinte, doamnă deputat, domnilor academicieni, stimați prieteni, îmi place să vă spun stimați prieteni, pentru că eu mă consider acasă aici, mă leagă o prietenie de lungă durată, pot să spun, împreună cu primarul dumneavoastră. Și ca să spun, vin și eu tot dintr-o localitate unde avem o mare personalitate, dar al credinței românești. Sfântul Ioan Iacob Românu este născut la Pântiniș, în satul Crăniceni, dacă știți, sau Sfântul Ioan Iacob Hozevitu, care nu știe. El a fost și este un mare patriot. Vreau să recit câteva versuri din poeziile lui, spunând: acum, ori niciodată, uniți-vă, frați români, purtând credință în suflet și arma sfântă în mâini. Și ca să închei, dar nu înainte, citind pe panourile de aici, am văzut un citat acolo al marelui Iorga, care spune așa: ce frumos îngroapă societatea pe cei care îi omoară. Eu, pentru mine este un citat mult mai frumos pentru mine, tipărit în suflet, spune cam așa, tot al marelui Iorga. Stimați participanți, venind astăzi la Pererita, m-am întors în copilărie și m-am văzut pe prispa casei părintești, amintindu-mi de mângâierile și zâmbetul mamei mele. Mi-am amintit totodată că noi românii, oriunde am fi în această lume, suntem uniți frățește, nu prin același hotare, ci prin limba noastră și prin credința în Dumnezeu. Noi nu trebuie să uităm niciodată cine suntem, pentru că bunicii noștri, în ceas de seară târzie, iarna, ne spuneau aceleași povești. Și dacă vreodată vom fi cuprinși de deznădejde, sigur va trebui să ne amintim de Mihai Eminescu și de Grigore Vieru. Să ne amintim de cei doi apostoli al limbii noastre române, al neamului nostru românesc. Pentru că limba română a fost apărată și de o parte a Prutului, și de cealaltă parte a Prutului, de Grigore Vieru și de Mihai Eminescu. Iar limba noastră românească este singura rădăcină care a fost apărată de cei doi, de sabia istoriei. Și n-a putut fi tăiată nicicând. Aveți salutul nostru de la Botoșani și împreună cu conducerea liceului, cu program sportiv, cadre didactice și elevi, dorim să donăm muzeului două icoane, Grigore Vieru și Mihai Eminescu. Domnul primar, în aceeași limbă,
toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ, ci doar în limba ta durerea pot s-o mângâi, iar bucuria s-o preschimb în cânt. În limba ta ți-e dor de mama și vinul e mai vin și prânzul e mai prânz. Și doar în limba ta poți râde singur și doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta, cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci.